penală pe numele celui mai bogat român. Fostul senator Marius Marinescu vrea să dea în judecată pe Ion Țiriac pentru partida de vânătoare de la Balc, unde zeci de animale sunt ucise, partidă care s-a mutat anul acesta. Suntem în legătură directă chiar cu senatorul fost Marius Marinescu. Bună ziua! Bună ziua! De ce plângere penală? Cu ce a greșit? Invitații dumneavoastră. Cu ce a greșit Ion Țiriac? Domnul Ion Țiriac în fiecare an din 2005 organizează niște partide de vânătoare pe un domeniu restrâns, masacrează niște animale, niște porci mistreși și nu numai, într-un țarc electrificat. Vorbim de ucidere cu intenție, sancționată de legea de protecție animalelor numărul 9 pe 2008, lege promovată chiar de mine, cu închisoare de până la 3 ani de zile. Deci asta e vorba. Și sigur, atunci cum de 12 ani se perpetuează acest eveniment? Da, doamnă, și în fiecare an am făcut plângeri penale, dar din păcate aceste plângeri penale nu sunt lucrate. De câte ori am apelat și prin domnul Daniel Ionașcu și împreună cu domnia sa am făcut și împreună cu doamna avocat Paula Iacob, cei de la procuratură, de multe ori vânători, cu o influență mare vânătorii magistrați, ne spun că n-au un termen să soluționeze aceste plângeri penale. Și mai este ceva. Vedeți, doamnă, domnul Ion Țiriac trebuia să se abțină în perioada asta. E totuși doliu național în România, până la înmormântarea regelui Mihai I, regelui mult iubit. Și mai este ceva. În afară de asta, mă gândesc că la început de acest masacru, de această distracție, spor, cum le spun dânșii, oare țin un moment de reculegere în amintirea suveranului nostru? Vedeți, dumneavoastră, se organizează acest măcel pe un domeniu de vânătoare, ironia sorții, care a aparținut regelui Carol al II-lea, revendicat abuziv de prințul Paul, și vândut domnului Țiriac, am înțeles, vreo 700 de hectare cu vreo 2 milioane de euro. Aș aminti un lucru foarte important și vă spun că m-am ocupat, am scris o carte despre averea regelui Mihai și nu numai, și a regelui Carol al II-lea, case regale și așa mai departe. Din documentele de la Arhivele Statului am găsit faptul că regelui Carol al II-lea i s-a confiscat, atenție, toată averea din țară prin decizia numărul 1 din 1941 de în alta curte de casație și justiție. Deci nimeni, da, absolut nimeni, nu mai trebuia să beneficieze în ziua de astăzi de fostele moșii, fosta avere a lui Carol al II-lea. Și totuși acest teren pe care organizează acum partida de vânătoare Ion Țiriac, pentru că nu mai organizează la Balc, așa cum erau obișnuiți miliardarii, da, care vin special pentru acest eveniment în România, acest teren a fost practic recuperat de așa zisul prințul Paul de România, un teren de 200 de hectare la Erzig, apoi Ion Țiriac a cumpărat terenul de la el și vă invit să și vedem imagini cu partida de vânătoare și pregătirile care s-au făcut acolo. Sătânii din Erzig s-au trezit în zgomotul armelor de vânătoare. Cei mai mari milionari europei au sosit în micul sat din Caraș Severin cu elicopterele. Au fost avertizați că drumurile sunt rele în România. Mulți au ajuns în România de joi seară cu aeronave private. Printre oaspeții obișnuiți ai lui Ion Țiriac se numără designerul italian Stefano Ricci, Wolfgang Porsche, moștenitorul Imperiului Auto cu același nume, Klaus Mangold, fostul președinte al grupului Daimler Chrysler sau Franz Rauch, cel mai mare producător de sucuri din Europa. Să fie un beneficiu și pentru comună, că până la urmă banii care se învârt acolo ar trebui să pun un pic și drumurile astea la apă. 10 săteni au fost angajați să-i asiste la vânătoare. Care poate să alerge, că la Guanaș acolo trebuie să fii bun de picioare. Au spus că se vor vâna în jur de 100-120 de porci mistreți. De acest eveniment se bucurau până acum localnicii din Balc. Este pentru prima oară când Ion Țiriac organizează tradiționala partidă de vânătoare la Erzig. Era bine, da? Dacă mai ajuta și el barter puțin aici la asfalt, aici, le dădea și carne, le dădea și bani. Achitarea taxelor, impozitelor locale de care avem nevoie în comună. Ion Țiriac a cumpărat noul domeniu de vânătoare cu 2 milioane de euro de la Paul Lambrino. Alte 280 de hectare au fost concesionate de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Ca în fiecare an, mistreții vor ajunge la orfelinate și cămine de bătrâni. Da, domnule Marinescu, am văzut și povestea acestui loc în completare la cele spuse dumneavoastră.
anunțat, doamnă, am văzut în alți ani venea și Schwarzenberg, dacă vă amintiți dumneavoastră, miliardarul acela. Când era în țară, da, sigur. Da, sigur, când în țară, care era fugit acum prin Israel, nu știu pe unde, știm ce a făcut el. Cam ăștia, venea și prințul Dimitrie Sturza și să nu uităm că Curtea de Conturi constată în raportul Curții de Conturi pe ultimii 22 de ani că Dimitrie Sturza a beneficiat fraudulos de 17.000 de hectare în Neamț și el are o anchetă penală. Și cum vă explicați dumneavoastră la plângerile astea repetate pe care le-ați făcut împotriva acest eveniment organizat de Ion Țiriac? Cum vă explicați că nu s-a întâmplat nimic? Doamnă, Ion Țiriac e Dumnezeu pe pământ în România. E o nucătare, justiție în genunchi în fața lui Ion Țiriac. Sper că aveți dovezi pentru ceea ce spuneți. Sigur că da, păi, dar am intervenit de atâtea ori la magistrat și mi-am spus, domnule, noi nu avem un termen să finalizăm plângerile dumneavoastră penale. O să le finalizăm într-o zi. Când, domnule, nu există în lege așa ceva. Dar cu Ion Țiriac ați vorbit vreodată? Doamnă, nu am vorbit niciodată, deși să locuiesc în același cartier cu domnia sa. Domnia sa stă aici pe Mircea Eliade, în locul lui Gheorghe Maurer, în vila în care a stat domnia... Astăzi, vecinii în primăveri acolo, nu? În primăveri, dar nu am vorbit niciodată cu dânsul, am vorbit cu cumnatul domniei sale, care e un mare dezvoltator imobiliar. Da, nu am vorbit și nu știu ce am de vorbit. Dacă ați vorbi, asta v-aș fi întrebat, ce ați vrea să-i spuneți? Că poate așa de la om la om înțelegem mai bine, să nu mai apelați la plângerile astea care oricum nu se soluționează. Doamnă, până la urmă o să soluționeze, vă dați seama, nu poate să meargă la nesfârșit. Cine credea vreodată că se ia cineva de Paul de România, prințul Paul de România, sau de atâția? Vom vedea mai și ce casă are prințul Paul, așa zis, de România. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, pentru intervenția în direct la ediția de weekend.